O frumusețe! Salutare și bine ați venit la un nou episod! Nu ai cum să zici că nu arată bine acest motor. Bine, nu e gata, dar ia uite ce contrast s-a creat aici. Stai să dezlipim astea. Hap! Frumusețe! Aici nu știu, cred că trebuie să mai curăț un pic. Nu știu dacă trebuia sau nu trebuia să-i dau cu vopsea de asta, dar la mine știu că nu i-am dat. O să mai curăț un pic, să-l fac și acolo frumos. Ia priviți! Hap! Chiar îmi place tare cum iese. Mai avem de bibili pe la el, pe acolo, pe acolo. Capacele alea de vopsit, baia de curățat de vopsit. Însă, acum a apărut ceva foarte neprevăzut. Nu știu dacă există foarte neprevăzut, dar ceva la care nu m-aș fi gândit că o să mai fac cel puțin un an. Dar uite că n-am putut să rezist. O să vedeți, sau probabil ați văzut în titlu, nu știu ce titlu o să pun la filmulețul ăsta, cred că ați văzut deja. Nu vă zic, că nu știu dacă v-am zis. Trebuie să plecăm până la Buzău cu platforma să luăm ceva. Așa că încheiem în garaj și hai să mergem la drum. Gata, ne-am trezit de dimineață, am agățat platforma și mergem la drum. Avem vreme cam cețoasă, dar nu-i probleme, în 2-3 ore suntem acolo. Hai că am ajuns și la noua achiziție care ne așteaptă aici. Într-un dos am intrat prin spatele curții, ne-a lăsat aici la poartă, că nu e acasă proprietarul. Am venit să o cumpărăm și atunci când vii să cumperi o mașină, bineînțeles că trebuie să o verifici. Asta o să facem noi acum, o să verificăm mașina pe CarVertical. Nu vreau să vă arăt înainte să o verificăm, după aia vă arăt și bijuteria asta albă, cred că se vede că e albă, nu? Să-i luăm seria de aici și să o verificăm pe CarVertical. Bineînțeles că folosim codul Alex Șerban cu care avem 20% reducere la raport sau linkul din descriere care face același lucru. Puteți să verificați orice mașină, cu siguranță la asta nu o să primesc prea multe informații, o să-mi dea banii înapoi, dar vreau totuși să o verificăm. S-a încărcat și raportul, ăsta este Dacia, are 2 pe verde, bineînțeles că nu are prea multe informații, dar am primit banii înapoi, totul este curat. Deci voi, dacă vreți să vă cumpărați o mașină, mai nouă, nu ca astea vechi, nu prea ai ce să verifici la ele, aveți codul de reducere, băgați frumos și o să primiți un raport ca ăla, dar cu mai multe informații, dacă mașina a fost furată, avariată, cu poze, dacă e cazul, și dacă are sau nu are kilometri modificați. Mașina asta cu siguranță nu are, eu o să o cumpăr pentru că am nevoie de ea, o să vă zic, o să vă arăt, o să-i facem un rotocol, să vedem cum e și în ce stare e această frumusețe de Dacia 1310, nu știu ce an e, că nu are acte, dar o luăm pentru piese. Nu e cea mai fericită mașină, dar o să vă zic exact de ce am luat-o, acasă vă zic când ajungem, acum o urcăm pe platformă. Am zis că o să încerc să pornesc, însă am luat tot ce-mi trebuie, benzină, toate nebunile, dar n-am luat baterie, așa că trebuie să o tragem cu troliul la platformă. Gata, e super țapănă, putem să plecăm acasă cu ea. Am plecat! Mult a fost, dar am ajuns în sfârșit. Cred că e aproape 5 ceasul și am plecat dimineața pe la 7. Am făcut ceva pe drum. Bine, n-am stat numai pe drum, nu numai la mașină, dar fain. E frumos când îți iei câte o mașinuță. Cu părere de rău, nu o să putem să o facem pe asta, că nu avem acte la ea, dar e frumoasă, cum se numește? Albă ca zăpada. Da, m-a cam prins seara, nu știu dacă mai pot să mai fac mare lucru, o să încerc să o pornesc, să-i punem baterie, vedem dacă se învârte motorul, poate o ia și o băgăm în curte pornită. Ia să vedem, motorul se învârte, văd, se învârte chiar foarte ușor, are pe aici niște paie, probabil niște șoricei sau ceva, deci motorul se învârte jos acolo, se vede. Să-i punem bateria, așa, să vedem dacă are contact. A? Nu s-a prins nimic? Ia să-i dăm de la electromotor, să vedem ce zice. Învârte. Nu știu ce, dar ceva se întâmplă la instalația electrică. Borna asta s-a încins și nu primește suficient curent, ca și cum ar avea bateria, dar bateria are. Bine, nici la bornă primește. Da. Aha, deci stai un pic că n-am lumină aici în bord, dar nici oculare. Dar dacă îi dau la automat, se pare că învârte. One eternity later. Dă-ți soia. Da, n-a avut benzină suficient. Vezi că uite, dă cu apă, cu ce dă pe aici. Uite pe aici așa. Pe furtunul ăsta. A, benzină, păi vine din rezervor. Dacă e fundat pe acolo, benzină. Nu, e rupt furtunul ăsta. Dacă ar începe să dea șprițuri aici. Păi ce spui mai dacă nu mai are benzină? Păi îi băga eu acum. A, ai băgat furtunul ăla? Nu, i-am băgat direct aici, trebuie să... O ia, da. Degeaba îi vine benzină dacă nu-l bag aici. Eu i-am băgat direct aici, de-aia a luat. N-am decât să desfac asta. Ce e, carburatorul? Da. A little later. Vezi, mă? Bine, și relantiul e nou, chiar merge. Albă ca zăpada, e forță. Fratele vostru ați văzut că nu s-a lăsat. 2 ore am, mai aveam să-i dau motor jos. 2 ore m-am învârtit pe lângă ea. I-am desfăcut tot ce era necesar. Carburator, i-am bujiile, le-am curățat și i-am schimbat și asta, cum îi zice, bobina. I-am pus și la bombina alimentare că n-avea. Și am făcut toate nebunile, dar a pornit. Ați auzit ce frumos merge. Acum, aici o să mă în seara asta. Mâine mai îi dăm o tură. De fapt, nu mâine. Acum, hai să vedem. Hop, de cât am făcut lumina afară, o pornim din nou, o dăm jos și o băgăm lângă mandarina aia. Sau cum i-am zis, să fie una lângă alta. Nu știu dacă o să las acolo, dar vreau să apară așa frumos una lângă alta. Sunt curios dacă mai pornește în dimineața asta. Nu prea înțeleg de ce, pentru că bateria e ok. Am dat la automat, ați văzut, cred că dacă v-ați uitat la clipul cu Audi, am dat, cred că, 10 minute în continuu când am pornit. La asta nu prea merge bateria, cred că fură curent sau ceva. Bă, ce se întâmplă? N-am avut noroc să mai pornească acum. O împing așa și văd jos ce face. Hai că am reușit într-un final. I-am curățat din nou bujiile. I-am ars benzina din cavatul la pistoane și acum iauzi cum merge. Hai să o băgăm în curte. Bă, ce frumoase sunt! Are ceva probleme la ambreiaj, nu prea debreiază mereu, dar ia uite, frumosețe! Deci după ce m-a chinuit ieri câteva ore, nici azi nu m-a lăsat. A trebuit să o mai meșteresc puțin. Tipic Dacia, asta e Dacia, de-aia o iubim noi. Farme cu ei, că e muncești, trebuie să repari întotdeauna la ea. Dar când vezi că merge, ai așa o satisfacție super faină. Mașina asta... Ce să vă arăt? Hai să vă arăt un pic la ea. Așa, pe ansamblu, zici că e super mașină, chiar arată super bine dacă o vezi numai în filmări așa, dar dacă o iei în detaliu, are rugină cam peste tot. A fost schimbată fața cu dasa de CN. Asta nu e foarte bine pentru ea, dar asta e. Presupun că a avut mari probleme. Aripile sunt ruginite și pe la program am văzut că are. Astea văd că sunt bune plasticile astea, jantele îmi plac, are lunetă încălzită, văd. Portbagajul ăsta e fain, plasticul ăsta, cauciucul ăsta chiar e super ok. Mi-a mai dat și ceva piese ce am mai avut pe la ea pe acolo, două alternatoare, niște bujii noi, un capac, filtru de ulei, o presă de tamburi, foarte faină, pompă și alte chestii pe aici. Da, pe aici cum arată, na, mai are un pic de rugină, dacă te apuci să zgârminea o să fie mai grav, normal, dar în principiu așa nu e foarte rea. Se vede clar că a mai fost lucrat la ea, dar nu e problema, asta e bine, bine, mașina nici nu are acte, asta e problema, dar poate reușim să le, sau reușește să le găsească într-un final, că mașina a fost moștenită sau nu știu cum și nu are... cartea sau nu mai știu ce, oricum o să mai vorbesc cu el să vedem ce zice. Bordul se pare că e crăpat. Pe aici avem casete, nebunii, casetofon. Ce casetofon e ăsta? Oho, o mișto. Arată binișor. Fețele de ușă au fost stricate cu asta, deci sunt compromise. Pe spate sunt mai bunicele, poți să le recuperezi. Plafonul văd că nu e rupt, deci asta e bine. Astea sunt bune parasolarele. Chiar astea sunt, cred că pentru mașina lui Drăcea, poate le punem. Scaunul ăsta e cam dus, cred că șoferul ei a fost un pic cam peste media de greutate. Da, ați văzut, mașina pornește, super faină. Ce să vă mai arăt, dacă aveți întrebări lăsați-mi în comentarii. Și acum să vă zic de ce, eu am zis că nu mai am nicio mașină, dar de ce am zis că o iau pe această albă ca zăpada. Deci motivul principal au fost... bările astea, în special asta după față, pentru că arată destul de bine, peste medie, deci am găsit eu, acolo e un pic strâmbă, dar în principiu cu ăsta cauciucul ăsta arată super bine și bara arată chiar foarte bine, pot să zic. Deci motivul principal pentru care am luat mașina asta a fost bara de pe față, pentru că eu am tot căutat pentru furia albastră lui Drăcea bară, a lui e foarte strâmbă. Nu știu dacă și cauciucul ăla e nașpa. Și am zis, bă, dacă tot nu găsesc, hai mă că iau pe asta, o mai avea și ea 2-3 piese ok, nu știu ce să fac cu ea. Poate o să vindem, poate o să o dau donație și eu mai departe. Bine, asta n-a fost donație, eu am plătit-o, cei drept nu foarte mult, dar am dat bani pe ea, așa că nu-i donație, nu vă speriați. N-am mai primit nicio mașină donație, am cumpărat-o frumos, am achitat-o și cam asta e treaba, nu știu ce să mai zic despre ea. Am pornit-o, asta mă satisface enorm că am reușit să o pornesc. Băiatul de acolo mi-a zis că nu mai a pornit de mult și că nu crede că mai pornește. Am vrut să o pornesc acolo, v-am zis, dar n-am luat baterie și oricum era mai complicat. A fost ok, așa că am făcut-o acasă. Nu o să mai fac nimic astăzi, încheiem episodul aici. Continuăm în următorul cu motorul pe care sper să-l terminăm. Eu vă mulțumesc că v-ați uitat până la final, nu uitați să vă abonați, să dați un like la această albă ca zăpada. Ne vedem duminică, pa! Oh shit, here we go again.